A trecut mult timp de când nu ne-am mai văzut și în tot acest timp am fost foarte ocupat. Mai exact, am cărat frigidere. Am cărat coșul de la Mega cu pennyboard-ul. Ce-am mai făcut? Am cărat ciment cu pennyboard-ul. De să te ajut, de să te ajut. Ce-am mai făcut? Am căzut cu pennyboard-ul. Ce-ai puțin skatere? Ce-ai puțin? Ia ce-ai în palmă? De ce plângi? Că am căzut. Nu plâng. Ce-am mai făcut? Mi-am revenit de la căzătura cu pennyboard-ul. Nu se focalizează, dar acolo este durere, oameni buni. Dacă vă uitați mai atent, chiar e durere. Dar cel mai important, oameni buni, la mulți ani. Da, am făcut 19 ani. Doamne ajută, sănătate numai bine. N-ați zice, mai ales acum că nu mai am barbă și bine, schimbarea iarăși este una foarte majoră, că mi-am dat barba jos. Știți voi, barba aia mea așa, tufoasă și... Da, am dat-o jos. Nu știu dacă mă mai recunoașteți fără, dar eu sunt. Bine, și pentru că astăzi o să vă zic un fel de poveste, hai să zicem intro-ul ăla frumos, vreți? Hai să-l zicem. Hai, salut, mai mult și bine m-am găsit la o poveste cu mine. Cu Bogdan, adică. Da, ați auzit bine. Știu să cânt. Nu, s-a întors la o poveste. Yay! Artificii și confeti. Am revenit. Și săptămâna trecută am zis că am revenit, dar acum hai că poate chiar revin. Ce semna trecută? Cam două săptămâni. Uai, mamă. Era o minunată zi de 7 februarie. Spre 8 februarie, dacă nu v-ați dat seama. Și era ziua lui WhatsApp și ziua Deliei. Și băieții mei trebuia să se ducă la zilele acestora. Și eu am zis, hei, ce-ar fi să stau eu în studio și să filmez un Q&A și să postez, pentru că n-am mai postat de mult. Și a zis scuza, bă, prostule care ești handicapat și trist și urât. Bine, n-au zis că sunt urât. Cum să stai, mă, în studio, mă? Să te prinde ziua ta în studio, mă? Nu mai bine, pac, pac, un centru vechi, adevărat, bam, bam. Și am stat și m-am gândit un pic. Mai exact 3 secunde am stat să mă gândesc. Și am zis, bă, tu ai dreptate. Ce-ar fi să nu stau ca trist în studio și să filmez? Hai că mergem să ne distrăm ca băieți. Am mers acasă împreună ca băieții, am zis să facem un duș ca băieți. Bine, separat, nu eu cu Cuza deodată. Eu am făcut duș, după eu am făcut și el duș. Bine, dacă stau să mă gândesc, nu cred că am făcut niciunul duș. Bine, el a făcut. S-au făcut, mă? Nici nu mai știu. Detalii. După care mi-am dat seama că eu am o midă pe față. Și nu este sezonul omidelor, deci era ceva foarte dubios. Adică aveam sprâncenele foarte mari. Bine, n-aveam sprâncenele, aveam sprânceana, că era numai una. Era una aici, Ani. Oricum era de vreme, era un 7-8, am zis că am timp să mă duc să mă pensez ca băieții, desigur. M-am dus să mă pensez, bine, în limita bunului simț. Adică, să fim serioși, eu și când îți pensat, zici că am o sprânceană. Bine, nu chiar. Acum am coșuri. Deci am ajuns eu să trebuiască să mă pensez o dată la o lună sau două, nici nu mai știu. Pentru că eu când eram mai tinerel și fecior aveam un mare chef și iar aveam umida aia pe față și trebuia să ajung acolo în 5 minute și am zis, hei, uite un bic. Și am luat bicul și am făcut și de atunci nu știu ce s-a întâmplat, dar detalii. După care am mers frumos pe centru vechi, m-am dus la ziua Deliei să-i zic la mulți ani de când nu ne-am mai văzut. Mamă, ce ai mai întinerit. Și de când m-a dat bodyguard afară, că și-o dat seama că eu nu de acolo. Bine, glumesc, nu la nimeni afară, pentru că nu și-o dat seama că-s intrus. Dar am plecat de bunăvoie și nesilit de nimeni, după care am mers la un karaoke corect pe centru vechi acolo. Am intrat la karaoke, am băut un pahar, două. Bine, să nu vă gândiți că am băut paharele, gen am băut conținutul din... V-ați prins că gen când zici să bei două pahare e ca și cum ai bea paharul, dar tu nu bei paharul, că n-ai cum să-l bei, eventual îl mănânci sau... A venit și rândul nostru, vorba vine nostru, că eu n-am cântat, o să cânt data viitoare, am zis că le las să fie o surpriză, că vă dați seama, când mă apuc eu să cânt, o să fie tot cu blițurile. Wow, cine-i băiatul ăsta, știu, ne cânt atât de bine. O cânta băieții mei acolo, o cântare frumoasă, Vivo, Perlei, de alea. Am plecat și de la karaoke, am zis să mergem încă într-un club, să ne dezlănțuim puțin, să bem un pahar, două, conținutul unor pahare mai exact. Nu cred că o să mai beau conținuturi de pahare de prin centru vechi, că să moară business, am băut două pahare de Jägermeister, mă duc capul două zile. Exagerez, mă duc capul doar o zi, dar trebuie să mai exagerăm, că voi mai râdeți așa când eu zic, mamă, ce nebun sunt eu, eu beau două pahare de Jäger, că nu prea beau eu două pahare, că nu mă duce atâta. Beu sfert. După care am mers să mâncăm ca băieții și ne-am întâlnit pe drum cu Alfredo, cred că îl chema. Și am mers scuza la el și a zis, bagă una pentru Bogdan, adevărat îți zic. Și a început fratele Alfredo, ia auziți. La mulți ani, Bogdan, bă, Bogdan, bă, la mulți ani, bă, Bogdan, bă. Hei, 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 hei. Ce-i asta,
Eu nu cred că e bine asta, bă, dar ce doamne iartă-mă. No, cred că tot episodul era cadrul greșit. Am terminat de mâncat și am mers acasă cu fratele Laviniu. Nu cred că îl chema Laviniu, dar nici n-avea față de Laviniu, dar îmi vine să-i zic Laviniu, un taximetrist. Acolo cu șmecherii de alea de centru vechi, că mă duc până aici, 100 de metri, dau 30 de lei, du-te bă, dăm 4. No, bine, hai că, no, bine, hai că, dacă îți dai trebuie pe eu. Și ne-a dus acasă. Am ajuns frumos acasă, m-am pus în pat, am luat somn mai repede decât a luat Mircea Badea bătaie în ring. Am uitat să menționez, înainte să mă duc la pensat, am primit primul meu cadou de ziua mea, stați să vi-l arăt. Da? De la ATM? Bine, o să vin să scot teancul ăla. Bine, bine, mulțumesc, da. La revedere, o zi bună. Am primit acești minunați papuci, sunt niște papuci minunați, îmi place foarte mult, nu știu ce să spun. Eu niciodată n-aș putea să reacționez, mă, la cadourile de astea. Tot ce am putut să zic când i-am primit, bă, ăștia au fost, ăștia sunt mei. Și eu zis da. Și eu am zis, a, mulțumesc. Dar de fapt în sufletul meu și în capul meu era un carusel de sentimente care era, vai, ce tare, care te tot urca așa ni și mi-a plăcut foarte mult, bine? Bine. Revenind la povestea noastră, frumos m-am pus în pat, Mircea Badea, om direct, bam, bam. M-am trezit de dimineață cu al doilea cadou de ziua mea, mai exact, pe maică mea, care a venit 374 de kilometri, numai ca să stea cu mine 4 ore sau 6 ore, nici nu mai știu, și să-mi zică la mulți ani. Foarte drăguț. Și cum spuneam, nu știu să reacționez și când am văzut-o pe maică mea, chiar nu mă așteptam să vină maică mea, tot ce am putut să spun a fost, ce faci mă, mami, mă, sau nici nu mai știu ce am, da, vedeți pe videoclip. Ne-am pus să mai dormim vreo oră pe acolo, pentru că știți și voi, nu beți în cantități industriale din centru vechi, că s-ar putea să pătriți ca mine și să vă doară cap. Am venit la studio, am stat cu mami aici la o poveste cu băieții, după care am primit al treilea meu cadou pe ziua mea. Acest telefon, uitați luminile mele, le vedeți acolo. Și după cum bine știți, nu știu să reacționez. L-am primit și am zis, mulțumesc, nu mai știu, da? Și uitați ce șmecher e că pot să-l deblochez cu fața, sunteți gata, uitați. M-au mințit ăștia, bă. Și mai are o chestie șmecheră. Uite, uitați aici. Hi Bixby. Play Nicu de la Căzănești. You need to install Samsung Music to use this feature. Ok, ok Bixby. Și ce mai este interesant la acest telefon, are un pix, bă, creion, ceva. Sunteți nebuni la cap? Păi aveți creioane în telefon? Nu aveți, săracilor. Uitați și pot să desenez. O explozie. E o explozie și acum o să explodeze explozia mea, sunteți gata? 3, 2, 1 și... Am primit aceste minunate 3 cadouri de ziua mea, papucii, telefonul și vizita lui maică mea. A fost o zi pe cinste, putem spune în concluzie, da. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Vă zic să-mi dați subscribe, să-mi dați follow pe Instagram, să dați share la acest videoclip, să puneți pe story cu swipe up, de astea știți voi. Și ne vedem episodul următor, care sper că o să fie cât de curând, pentru că am terminat și cu examenele, le-am luat pe tăche. Numai bine, Doamne, aștept, vă las cu surba, pa! Ei, când eram tânăr odată, venea fata nechemată.